Chiar dacă de tot timp este el, așa cum spune norma, nu fac înregistrarea decât la sfârșitul anului, dar n-am profit. Da? Dar anul ăsta, fiind cu cele două perioade definitive și asta rămân definitivă, practic eu rămân cu o rezervă dedusă, dar care nu mai pot să o constitui. Și atunci ar pune, probabil, n-ar fi mai bine să nu mai deduc știri, n-am pierdere și să am deducere ei în anii următor. Așa cum sună codul fiscal, practic eu pot să rămân cu ea dedusă aici și chiar dacă n-am fost constituit, doar că din anul următor am deconectat. Deci rezerva legală, codul fiscal, nu mai este egal cu rezerva legală contabilă. Da? Deci, practic, doar cei care sunt aici în situația asta. Pentru că restul care au profit, profit și cum la profit și pasă și constituie, nu au, nu o să aibă o problemă, da? Sau cei care au fost până acum, da. Deci doar în situația asta, dacă o să află cineva care și-a dedus foarte mult în perioada asta și n-a plecat de la anul, trebuie să țină cont sau, cum a zis Gabi, poate ar trebui mai bine să-și amână deducerea în momentul în care, 2011, când o să poată și constituie. Da? Constituirea o facem doar la sfârșitul exercițiului 129 la 1068. Când constat că am profit sau n-am profit. Și trebuie aprobat de, prin hotărâre, ANA, chiar dacă este obligatorie prin legea societăților comerciale. Trebuie repartizarea afacerilor. Oricum, într-un final, trebuie să ajung în același punct cu deducerile, pentru că și legea 31 și reglementarea fiscală vorbesc de maxim 20% din capitalul social. Deci mă opresc când am ajuns cu deducerile la 20% din capitalul social. La fel, în cazul provizionelor, ei menționează că se vor reduce în perioadă, dar sunt îndeplinite condițiile de reducere, acele condiții care sunt legate de perioada de neplată, de faptul că nu sunt garantate, nu sunt de la entități afiliate și așa mai departe. Iarăși, din punctul meu de vedere, ca să am un provizion, ei îl numesc provizion fiscal, dar ca să am un provizion, o deducere de provizion, trebuie să am un provizion constituit din punct de vedere contabil. Nu o să pot să am niciodată o deducere de provizion fiscal, doar scop fiscal, fără să am provizion constituit în contabilitate. Am senzația că se produce iarăși o confuzie în mintea lor. Cred că mai întâi s-au deconectat ei de contabilitate și apoi o să... Bine, deconectarea funcționează la amortizare, clar. În restul zonelor nu e precizat expres. Da? Da. La amortizare e cu tot o altă discuție, pentru că acolo am reguli distincte, am specificat cum amortizez, ce bunuri amortizez, pe ce perioadă, cu ce metodă, lucrurile sunt clar deconectate. Am într-un fel contabil, într-un fel fiscal la amortizare. De aceea am și două rânduri, declarația 101, amortizare contabilă și amortizare fiscală. În principiu ar trebui să am și două evidențe. De cele mai multe ori, contabilul pentru ședința are una singură, merge după reglementarea fiscală, după catalog, după aceleași principii fiscale și contabile. Ceea ce nu explicitează, în schimb, norma, e ce se întâmplă în cazul creditului fiscal la sponsorizare. Aparent, cu sponsorizarea pot să am credit fiscal, deducere din impozit, doar din ce am profit, impozit pe profit din Q4. Chiar dacă eu am ocazionat sponsorizări, gândindu-mă că voi avea o deducere la nivel de tot anul 2010, la nivelul profitului, la nivelul impozit pe profit aferent anul 2010. Și de aici foarte mulți au pierdut. Practic, dacă eu am avut sponsorizări doar aici, nu? Chiar dacă am avut profitul aici, nu? Nu mai am dreptul să deduc, chiar dacă la sfârșit nu sunt despre asta, să mă profit. Acum, da? Deci asta e. Și atunci, poate... Dar la sponsorizare mai dramatică, toți banii, poate, mizant, pe banii respectiv mizant, se întorceau de la bugetul de stat în sumă integrală, în acea cheltuială. Deci un fel de discriminare între, dacă eu, concurentul meu, aș este aceeași firmă, aveam același profit acumulat, dacă eu am profitul sezonier, și am avut, din păcate, și un trimestru impozit minim și a trebuit să-mi fac la anul 2,
iar el a avut profitul linear și n-a avut niciodată impozit minim, el poate să-și deducă, eu nu pot să mă duc. Da? Deci cumva iară s-a creat o discriminare în situație. O chestie cu care va trebui să, pe care va trebui să o ține minte e că pierderile fiscale din cele două perioade se vor reporta în mod distinct. Practic, anul 2010 se va socoti an întreg doar pentru pierderile care vin dinainte de 2010. Adică dacă am pierderi din 2005, 2009, 2005 e ultimul an în care mai pot reporta pierderi, celelalte fiind prescrise. Deci dacă am pierderi din perioada respectivă, le pot reporta inclusiv în anul 2010 în ambele perioade. Adică reportez în prima fază, în prima perioadă, după care dacă n-am reușit să acopăr integral pierderea, o reportez și în a doua perioadă. Un altul exemplu acolo, dacă am pierderea anului 2008, o voi reporta în 2009, în 2010 în prima perioadă și ce rămâne în perioada a doua din 2010, respectiv încă 3 ani fiscali ulteriori, adică am numărat 2009 odată, 2010 odată, 2011, 2012, 2013. Pierderea din 2009, după cum știți, se reportează, începând cu 2009, se reportează o perioadă de 7 ani. Deci, practic, dacă aș fi fost în cazul de 2009, aș fi numărat 2010, o singură perioadă, și mai aveam încă 6 ani de reportat. Deci nu se pierde nimic de reportat. În lumea al pierderilor, dar aș fi fost tentat să zic că am pierdut un an din cauza că am două perioade fiscale diferite. Nu se pierde nimic pentru pierderile de dinainte de 2010. Unde pierd e la pierderea care îmi reiese din calculul la trimestru, la primele 3 trimestre, da? Q1, Q3. Acolo o să am o pierdere pe care o voi reporta 7 ani de acum încolo. În schimb, voi număra Q4 ca un an fiscal distinct. Deci pierderea din primele 3 trimestre o reportez în a doua perioadă, 2010, numără o dată și mai am încă 6 perioade, 6 ani fiscali ulterior. Deci aici e singura în momentul în care pierd aici și pierdere aici, pierderea asta am doar 6 ani de recuperare. În schimb asta, am 7 ani. Da? Deci e singurul impact, practic. Dacă mă luat pierdere în situația aceasta, am numărat și acest perioadă ca și an fiscal. Ok. Dacă sunt întrebări până aici legate de impozitul minim, dacă mai sunt alte întrebări. Ați contat că TVA-ul la depășirea de protocol se datorează la data închiderii bilanțului? Da. Situațiile financiare. Da? Deci depunerea situațiilor financiare. Nu la data declarației de 2001. Deci când depun, nu când aprob, să mă vor eu mai devreme. În luna depunerii... Reglementarea vine din zona de TVA și acolo fac trimitere nu la depunerea 101, ci la depunerea situațiilor financiare. Când depun situațiile financiare în aprilie, sunt în al doilea trimestru sau în luna aprilie, în mai trebuie să depun. Am avut două perioade fiscale, atunci. Depășirea de aici cu depășirea de aici și îmi fac autofactură în aprilie. Aici după aceea depășire. In 117 au mai renunțit și de deductibilitatea cheltuielor combustibil, deja știți, probabil până la 31 decembrie 2011. Eu, bănuiala mea, tot vom asista la astfel de prelungiri în fiecare an. O precizare prin norme, de bun simț, că impozitul plătit pentru dividende distribuite și neplătite până la 31 decembrie se poate restitui. În condițiile în care, la momentul plății, persoana juridică română beneficiară îndeplinește condițiile de deținere. 10% participație pe o perioadă minimă de 2 ani. E de bun simț. Plătesc un impozit dacă am distribuit și n-am reușit să plătesc impozitul, dividendele până la sfârșitul anului. Dacă în momentul plății, poate, efectiv la dividendelor, poate peste un an, poate peste 2, constat că i-am îndeplinit condițiile, n-ar trebui să rămân cu impozitul ăla plătit în plus. Pentru că la momentul plății efective, și așa funcționează excepția, am îndeplinit condițiile.
Asta e o precizare prin norme care tocmai clarifică că se poate aplica o restituire și în cazul de față. Pentru persoane juridice care întâlnesc condiția de discutire. Ok, alte modificări care vin din 2010 și care sunt în continuare de interes. După cum știți, diurna la extern s-a redus cu 25% în iulie 2010. Din 2011 s-au indexat salariile bugetarilor cu 15%, prin urmă și prin urmare și diurnele. Și ca atare, când voi calcula limita de deductibilitate, voi aplica 2,5 ori acel coeficient care rezultă din înmulțirea celor reduceri și creșteri. Avem 86%. 86% din lista pe care ne o furnizează HG518/95. Am 35 de euro ori procentul respectiv. Ori 2,5. În limita asta voi putea să deduc diurna pe zi, diurna la extern. Cele din țară rămân aceleași. Cele din țară rămân în continuare la fel, 13 lei, 2,5. Slide-urile vor fi făcute disponibile ulterior. Să o poți merge mai departe. Dobânda, atenție că dobânda în 2010, la împrumuturi în valută, a scăzut de la 8%, cât era în 2009, la 6%. Este, repet, este nivelul de dobândă în care pot deduce dobânda de la împrumuturile în valută. Ce depășește acest nivel de 6% este permanent nedeductibil. Deci nu voi reporta în perioadele următoare, l-am pierdut definitiv la deductibilitate. Asta este prima limitare care se aplică dobânzilor pe care le primesc, dobânzilor pe care le plătesc pentru împrumuturi în valută. A doua limitare este gradul de îndatorare, care se aplică la acest 6%, pentru aceste dobânzi care se scriu în 6%, și în funcție de coeficientul care rezultă din calculul gradului, de nivelul acestuia, se pot reporta în perioada, se pot deduce în perioada curentă sau se pot reporta în perioadele următoare, până la deducerea lor integrală.